Bă, spuneți-mi voi mie spre ce fată să se îndrepte Victor. Cu cine s-ar potrivi el de emisiune? Da. Mă îndrept deja spre o femeie, în caz că n-ai știut, Codruț. În caz că n-ai fost acolo. Dar te îndrept sau ești în cunoaștere? Ești în cunoaștere mare, mare. Cu cine ești în cunoaștere? Cu Denisa, mă. Opa! Opa! Na! Uite, de așa lumea spune Denisa, Denis. Denis. Mamă. Romina, Romina e afară. Au Victor ca Aurora, zice. Victor ca Aurora, niciodată în viața mea. Ce nu mi-a Doamne, ferește ce femeie. Fără scrupule. Victor, dă și tu la mistrețul ăla ceva. Dracu se dă la mistrețul ăsta. Întoarce-mă pe tine. Bag o țigare. Gata, cu Denisa să cuplează vegan. Da. Puneți întrebări la Victor. Curând. Nu știu ce te face. Victor e cam curios așa. Ce curios aveți? Da, foarte. Ce dracu faci, băi? Deci, ca să știți că băiatul reprezintă agenția de model City și mai cum City Models în Cluj. City Models în data de 28 octombrie. Data o prezentare de modă. Mare prezentare ce avem. Și o să vină să mă urmărească și să mă vadă live, Codruț. Și eu. Și ca să știți. Mare prezentare. Vă rugăm frumos, Doamne ajută. Mare prezentare de modă de la Victor Vega pe 28. Nu uita și pe Mircu Sopos. Ce o să la Victor? Mircu Sopos. Pe cine alegi dintre Marnescu și Codruț? Pe cine alegi? Bă, eu nu aleg pe nimeni. El nu-i prieten cu nimeni. El e imparțial. Noi suntem colegi, imparțial. Așa, el e imparțial. Codruț cel mai tare. Ești când nu ești cu Alexandra. Na. În caz că nu se reprezintă pușcările. Ce să fac? În caz că nu v-ați uitat la story-ul meu, am pus că votez cuplul real, adică Codruț și Alexandra. Na, dacă și, bă, dacă și Victor care bă, dacă și Victor care e imparțial și să lua de mine. Alo. Du-te mă la lucru, mă. Dar ce ai, mă? Bă, dar noi te-am deranjat pe tine. Ești invidios? Te-am băgat. Nu. Intru cu fraierii în live. Nu, mai ieși atunci, lasă-ne. Uite. Ce grație ăla. Da. Nu-mi citiți comentariul. Zi-mă ce comentariu că vi le citim. A, tu iar aici. Intră cu fraierii de acolo. Forță, vă pup, bă, pup. Tu-ți moagearul. Bă, Victor, stai cu mine, stai cu fraierii acolo. Da, mai decât să bag aici. Hai să-i arătă și pe ăștia. Au, Victor, arată bine, dar e prăjit rău, nu e, mă. E prăjit așa, bine, pe castane, pe de-astea. E gelos. Mă distrez eu. Nu ți-e gelos. Da. Salut, Codruț, dă-mi cerere. Patronul la Alin? Unde, că nu mă pot să mă dau cerere. Ia-mă, patronul la Alin, auzi. Aici, model de model, ca să vedeți aici la Alinu. Aia-s de la Vagabond. Face spam și jurați-l toți, Palin, pe live-ul lui Codruș și al lui Victor. Vă zic și mie care mai frumos. Victor e măci. Hai, spam acolo și jurați-l Palin. Toți să ne jurați, Palin. Nu vă las pe prostul ăsta. Care învinge la bătălia dintre noi doi, păi eu învins Victor. Gata, nu mai. Nu mai, nu ne mai luptăm așa. De ăsta. Dar eu l-am băgat în priză. Victor, ți-ai călcat tricou și ai făcut ăsta. S-a stricat, te vrei de călcat? Da, mă, prostule, că e cald. Arareș, că mai rup pula. Mă, Codruț, de ce nu? Te întreabă și dacă te-ai... Păi răspund, mă, și în privat, răspund, dar... Zici acum am foarte multe mesaje. Ce de coapă, tău. Dacă mă dai din cameră, să-mi dai capacul. Codruț. Mamă, moșule, dacă nu mai terorizează, să mor eu. Această specie inferioară de amic. Moșul ăsta m-a terorizat, Victor. Ilie Belo m-a terorizat, moșul ăsta.
Ce prost e. Stai, mă, pule. Ce... Victor, Victor nu e atent la noi. Victor e cu Radu, e cu Ali. Ce face asta? Este gelos rău, Radu, că nu-i cu noi pe live. Și moare. Stai și moare. Of. Victor, ai ochii mici, au. Ce-a puțin, Radu? Nimic, azi e pe ora de prostie. Victor, Alin, veniți în sezonul 4. Mă, dar tu nu citești comentariile, trag în gura ta. Scrieți-mă, mă, să mă chiar în ăsta. Nu se aleg între ele și Radu. Stai, prost, vrei să pun ăsta pe tine? Vrei? Forța, sezonul 4, dacă mai rămâne. Hai, că rămâne! Da, mai cu siguranță. Hai, că mai rămâne codruțanul ăsta. Nu mai, bă, nu mai. Bă, dar numai așa cu codruțe scriu. Vai, putem așa nevastă taie de 80 de ani, Ilie Belo, ce mă nevează ăsta. Dacă nu o... Bună, Elena, bună. Dacă nu mă enervează ăsta, moșul ăsta, dacă nu mă înjură, du-te, Doamne, iartă-mă de moș. Ora 12, tu stai copiii pe live. Du-te, fute-ți nevasta. M-o zăpăcit ăsta. Na, păi de-aia am, bă, vocabular așa acum, mă enervează ăștia. De ce nu aveți voie să vă întâlniți cu fetele? Păi Victor mai face câte manevră pe șustă. Mai să fac manevre aici, dar așa, pe șustă. Dar nu știe nimeni, el să mai vede cu una, două. Da, da, cu siguranță. Victor, de ce nu avem voie să ne venim cu fetele? De ce nu avem voie? Că noi suntem într-un hotel, ei sunt în alt hotel. Nu, de-aia nu avem voie. Trist. Dic figuri pe el, boss. Na. Codruț, dacă te cheamă Alexandru. Atila, nu ăsta nu jurați pe Codruț, că sunt live cu el, nu jurați susținătorii mei pe el, că n-are rost. Acum ne distrează pe Caterinca. Na, nu, atunci, vezi? Ăștia să ia tăi. Bună, Oana, bună. Da, vezi? Da, ia, măi, nu știu ce apoi, să fac acum. Bă, apoi mai întrebați de ce ungurii cu românii nu sunt frași, nu împart argealul. Păi de-aia, mă, că voi sunteți răi. Ia, da. De-aia nu, de-aia nu părțiți răi argealul. Să fie ungurește. Sunteți ciudoși. Ai văzut vreun român, dar mi-o ce înjure, mă. Da, dar nu ne-o jura nimeni pe nimeni. Mi-a ne-o ragba. Bași două sticle și lera. Da, mă, două sticle. Da, da, mă. Codruș, ce cauți? Stați la o poză, păi, cu domnul Vega. A zis să-l bagă și sper. Nu-ți rovere, nu m-am luat. Gata, ți-ai sucit. O vorbă de la un prieten zice așa: să-ți dea Dumnezeu numai în gură. Să-ți dea. Hai, Ardealu, hai. Victor, îți faci tatuaje, nu-mi fac tatuaje niciodată. Janesu Romanes. Cum mă nu-ți faci? Nu-mi trebuie, mă, tatuaje, îmi bat piciorul de tatuaje. Cu ce mă ajută? Da, păi cum te zici acolo dezbrăcat? Eu bine. Fără tatuaje. Pe piept, așa, pe o tâță. Bă, Victor, mă pun și mă culc. Hai, ne auzim, grijă tine. Și pe români, și pe unguri, și pe machiat, și pe nații, și noi nu suntem rasiști, nu? Și uitați, un ungur când român pot fi prieteni, exemplu, eu și Victor. Sau exact, nu suntem. Și englezi, dar nu suntem prieteni pură, suntem colegi. Ce prieteni. Ce-am face când suntem prieteni? Ce dilemă, mă. Nu să dă iar dacă mă ești pe lemn, te mai da de gol. Da, cu siguranță. Hai, apupat.